În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Frați creștini, grozave trebuie să fie muncile iadului, dacă și demonii se tem și se înfioară. Și cumplite trebuie să fie chinurile ale acelora în care se încuibează ei. Iată acești doi nenorociți, doi îndrăciți, în care locuiau o mulțime de demoni. Nu-și mai găseau locul nicăieri, căci erau fugăriți de spurcația aceea și locuiau în morminte și prin munți. Apoi erau așa de fioroși că nimeni nu îndrăznea să mai treacă prin locurile acelea. Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a arătat o parte din cutremurătoarea viață a acestor doi îndrăciți. Aceste suflete nenorocite nu mai locuiau în case, ci în morminte. Din morminte au ieșit și l-au întâmpinat pe Iisus. Nimeni nu putea să-i țină legați, nici chiar cu lanțuri. De multe ori fusese legați cu picioarele în obezi și în cătușe la mâini, dar au rupt și cătușele, au sfărâmat obezile și nimeni nu-i putea domoli și nici nu se încumeta să treacă cineva prin locul acela. Demonii, când au simțit că se apropie Fiul lui Dumnezeu, au început să strige: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Ce descoperim în aceste cuvinte ale demonilor, care vorbea prin gura îndrăciților? În primul rând vedem că și ei l-au cunoscut că este Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt. Ei l-au cunoscut, dar lumea nu l-a cunoscut. Și nici chiar ucenicii lui nu l-au cunoscut că este Fiul lui Dumnezeu de la început. Vedem chiar din minunea care se petrecuse atunci puțin mai înainte. Căci ucenicii erau în corabie și s-a pornit un vânt puternic ce amenința corabia să se scufunde. Iisus s-a ridicat, a certat vântul și marea s-a liniștit. Văzând acestea, ucenicii lui au zis între ei: cine este acesta de care ascultă și vântul și marea? Deci ei nu l-au cunoscut că este Fiul lui Dumnezeu de la început. De farisei și cărturari nici nu mai vorbim, căci aceștia l-au disprețuit de la început și până la urmă, știind ce au fost în stare să-i facă, cum l-au batjocorit și l-au răstignit, omorându-l pe cruce. A trebuit să-l propovăduiască chiar demonii iadului și să-l descopere tuturor ca fiu al lui Dumnezeu. Al doilea, observăm că demonii aceștia au făcut și ei rugăciune către Fiul lui Dumnezeu, rugându-l să nu-i chinuiască. Al treilea, descoperim că și dracii, care sunt duhuri necurate, se tem de chinuri, de suferințe. Ceea ce ne dă să înțelegem clar că și sufletele noastre vor simți din plin toate suferințele din iad, dacă nu ne îndreptăm. Nu cum spun unii în glumă, că ai murit, ești mort, și că nu există suflet, nu există diavol și că după moarte nu mai simți nimic. Iată deci că duhurile necurate în lumea aceasta asupresc pe oameni, îi învață la rele, chinuindu-i în diferite feluri.
Demonilor le place, le face mare plăcere să-i vadă pe oameni căzuți în cele mai mari necazuri pe pământ. Să-i vadă umblând goi și fără sprijinul dumnezeiesc. Să se târască ca șarpele pe pământ, dar lor le este frică de suferință și de chinurile iadului, pe care le va moșteni după ziua judecății. Și mai au frică demonii și de copiii lui Dumnezeu, de sfinți, care și ei au primit putere de la Domnul ca să-i scoată alungându-i din oameni. La rugăciunea pe care o adresează demonii Mântuitorului, vedem cu ce obrăznicie se roagă, că-și zic, ce legătură este între noi și tine? Ai venit aici să ne chinuiești mai înainte de vreme? Așa cum se roagă mulți oameni care se pretind creștini, se roagă cu mândrie și cu obrăznicie, cerând de la Dumnezeu lucruri nefolositoare. Unii chiar au ajuns să insulte pe Dumnezeu, că zic ei, dacă ar fi Dumnezeu, m-ar auzi și pe mine și mi-ar împlini rugăciunile mele. Iar alții zic, dacă există Dumnezeu, de ce mă lasă să sufăr? De ce nu mă aude când îl rog să-mi dea și mie ceea ce cer, ce vreau? Și multe alte hule și insulte pline de mândrie și îngânfare la adresa lui Dumnezeu le rostesc unii. Chiar mai acum vreo 2-3 luni mi-au venit două tinere care mi-au spus că au colindat pe la toate bisericile cu pomelnice să se căsătorească și Dumnezeu nu vrea să le audă, să le dea și lor o soartă. Și erau revoltate că au cheltuit bani și nu le-a venit soartă. Dacă am început să le iau la întrebări despre păcate, care e pricina tot răul în lume și care face un zid gros de despărțire între noi și Dumnezeu, și Dumnezeu nu vrea să ne asculte din cauza acestor păcate, foarte greu au ascultat, dar am descoperit destule păcate la aceste tinere, păcate grele și împuțite pe care le purta peste tot cu pomelnicile în mână, dar nu le spovedea la niciun preot. Amândouă aveau câte 2-3 prieteni, că ziceau ele, de n-o fi unul, o fi altul. Și așa se va hotărâ poate unul. Și avorturi destule. Vă spusei acest caz pentru că acelea nici n-au mai venit, nu sunt aici. N-au mai venit pentru că le-am spus calea cea adevărată, le-am arătat drumul cel drept și n-au vrut să vină să-l urmeze. Dacă le-am invitat la biserică, se scuzau cât puteau, că nu au timp și că ele nu vrea să ajungă să creadă așa în Dumnezeu, cum cred fetele acestea care vin îmbrobodite. M-am mirat de atâta lipsă de cunoștință și mi-am adus aminte de niște ologi care cerșeau într-un oraș și s-a dus vestea în orașul acela printre lume că vine acolo un sfânt părinte și îi va vindeca și pe ei. Când au auzit ologii care cerșeau în stradă, au fugit cu toții să nu se vindece, că se învățase cu cerșitul. Așa și aceste tinere se învățase cu păcatul, cu desfrânarea și nu putea nicio clipă să se lase de el, de păcatul acesta. Așa sunt mulți creștini care s-au învățat să cerșească mereu la Dumnezeu, să le dea, să le dea, toate câte vor ei. De aceea, de multe ori, la unii ca aceștia, le mai dă Dumnezeu și pe spinare, ca să aibă de ce să se plângă.
Ce mai observăm în Sfânta Evanghelie de astăzi? Că demonii știu sigur că se vor chinui după ziua judecății în iad. Ei se tem, se înfricoșează de hotărârea aceea care o va da Domnul nostru Iisus Hristos atunci. Iar creștinii noștri stau nepăsători, fac chiar glume despre iad, râd cu toți necredincioșii și batjocoresc cele sfinte. Despre chinurile iadului, să știți că toate religiile pământului vorbesc. Nu mai vorbim de Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament. Când va spune Mântuitorul la ziua judecății unora, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel de veci, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Apoi în toate pildele Mântuitorului găsim existența chinurilor iadului. Bogatul nemilostiv care cere o picătură de apă să-i răcorească limba în flăcările iadului. Sluga care n-a vrut să ierte pe datornicul său. Sluga leneșă și mai mulți alții făcători de rău aruncați în întunericul cel mai din afară. Tot așa ne învață și Sfinții Apostoli, Sfinții Bisericii noastre creștinești, sinoadele, că păcătoșii vor primi pentru faptele lor pedepse cumplite în iad pe veci de veci. Mai departe zice Sfânta Evanghelie că era acolo o turmă mare de porci și dracii rugau pe Iisus să le dea voie să intre în porci și le-a îngăduit. Atunci toată turma s-a repezit de pe deal, în apă, în mare și s-a înnecat. Păstorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de veste prin cetate, în oraș și prin sat. O, ce nesuferită și groasnică este răutatea și spurcăciunea drăcească! Că nici porcii n-au putut să-i sufere și când au intrat în ei, au fost nevoiți să arunce în lac și mai bine să moară decât să sufere acea spurcăciune a duhurilor necurate în ei. Dracii au avut și scopul acesta ca să facă mare pagubă cetățenilor odată cu înnecarea porcilor, și astfel să-i facă pe cetățeni să se revolte împotriva lui Iisus și să-l alunge din hotarele lor sau chiar să-l omoare atunci. Despre răutatea drăcească este cu neputință a se vorbi, pentru că nu sunt cuvinte îndestulătoare pentru a descoperi toată răutatea lor. Pe cât este cerul de pământ departe, pe cât este bunătatea lui Dumnezeu și mila lui, bunătatea și dragostea dumnezeiască, îndelunga lui răbdare, blândețea și toate bunătățile cerești, pe atât sunt dimpotrivă toate răutățile demonilor. În primul rând la ei nu se găsește nicio milă, ci numai răutate și pururea un izvor de rele cu care vrea să nece toate sufletele oamenilor. Turma cea de porci, cea înnecată, n-a putut suferi răutatea lor. Icoana chinurilor veșnice întotdeauna a mișcat inimile credincioșilor. Dacă privești cu ochii cei duhovnicești, cu mai multă atenție la această icoană a veșnicilor chinuri, ale demonilor cei cumpliți, ce chinuiesc sufletele în iad, ne poate vorbi cu mai multă convingere pentru îndreptare și pentru un rod mai bogat de pocăință, căci nici bunătatea lui Dumnezeu, nici mila lui, nici dragostea lui nu ne pleacă inima, ca frica de groaznicile ispășiri ale vieții celei după moarte.
Pentru aceasta au fost o mulțime de suflete care s-au hotărât din vechime să se lepede de păcate. Din descoperirile pe care le-au făcut de la Dumnezeu despre iad și muncile de acolo, despre greutatea păcatelor, cât este de supărător înaintea lui Dumnezeu, s-au convins pe deplin toți creștinii de la început. De aceea s-au hotărât foarte mulți și au umplut pustiurile și mănăstirile și au luat o viață aspră, au jertfit averi, au renunțat la libertate, la viața aceasta, numai să-și asigure sufletul să nu încapă în iarele satanei. Tot așa să ne gândim și noi cu mai mult interes sufletesc și cu mai multă atenție la chinurile veșnice și să facem tot ceea ce ne stă în putere, numai să nu ajungem în acel loc înfricoșat. Căci pentru păstrarea vieții trupești, vieția acesteia care e așa de scurtă, nici o grijă nu ne pare de prisos. Ne ferim de orice primejdie, folosim orice leac, renunțăm la orice plăcere, ținem un regim serios, cheltuim pe la doctori, căutăm medicamente cât mai bune, dăm oricât ar costa, numai să ne facem sănătoși, să ne fie bine, să ne păstrăm viața aceasta trecătoare. Dar moartea tot nu o vom putea ocoli și de ea să fim siguri că nu vom scăpa niciodată. Și rău ar fi dacă moartea nu și-ar face datoria. Atunci când omul ajunge în chinurile groaznice ale cancerului sau altor boli grele, că altfel ar începe chinurile iadului chiar din lumea aceasta. Judecați acum singuri dacă nu-i mai importantă treaba aceasta ca orice alta, asigurarea vieții de dincolo, de după moarte, și grija să nu pierim în osânda cea de veci. Dacă aici pe pământ o clipă nu putem suferi, să atingem palma de jăratic sau să stăm nemâncați și însetați câteva zile, sau durerea unei măseli într-o noapte, cum vom putea răbda în iad, în flăcările veșnice, să ne chinuim mereu fără mângâiere, fără ușurare și fără nădejde? Dar pentru scăparea de aceste chinuri, o singură cale avem: să-L ascultăm pe Dumnezeu și să ne ferim de păcat. Să ne înălțăm o clipă cu gândul la acei nefericiți care se află acum în osânda cea cumplită. Ce n-ar face ei dacă s-ar putea răscumpăra? Câte n-ar îndura aici în lumea aceasta dacă s-ar mai putea întoarce înapoi? Câte n-ar da pentru ispășirea păcatelor lor? Și ce n-ar face ei ca să scape? Ar renunța la orice ale lumii acesteia. N-ar mai spune că e greu să se lase de drăcuit, de înjurat, de blestemuri, de desfrânări, de vrăjitorie. Nu le-ar mai fi greu să trăiască fără distracții, fără chefuri și fără atâtea plăceri lumești păcătoase. Dar pentru dânsii e prea târziu. Soarta lor e peceptuită în iad. Zadarnic se roagă, rugăciunile lor nu mai sunt ascultate, pentru că o prăpastie mare este între cer și iad. Dar noi mai putem face ceva pentru acei nefericiți și pentru noi. Noi putem repara trecutul nostru de păcate, noi putem stinge flăcările ce ne așteaptă acolo, prin pocăință, prin lacrimi, printr-o spovedanie curată.
printr-o întoarcere sinceră la Dumnezeu. Dar vai, nu vrem. Nu vrem acum să ne pocăim, stăm nepăsători, pasivi la cuvintele dumnezeiești și ni se par glume. Această împietrire a inimii vine de la cel rău, de la demonul care nu ne lasă să auzim cu sufletul, să înțelegem și să facem voia lui Dumnezeu. Zadarnic strigă la noi semnele cerești, urgiile dumnezeiești. Nu auzim, nu vedem, nu ne mișcă nimic. Ne îngrijim de mii de nimicuri, făurim mii de planuri, ne temem de mii de primejdii ce ni le poate aduce viitorul. Dar iadul nu ne înspăimântă. Soarta noastră în veșnicie nu ne preocupă. Viața se scurge, moartea se apropie pe nesimțite și noi stăm nepăsători și mergem spre prăpastie cu ochii legați. Frați creștini, unde vă duceți? Sunteți creștini? Unde vă e credința cea adevărată? Dacă sunteți oameni după credință, unde vă e mintea? Când veți cugeta la veșnicie, dacă nu azi, când mai aveți vreme? În viața cealaltă? Dar atunci va fi fără de folos, va fi prea târziu. Ascultați cuvintele înțeleptului Sirah. Aveți milă de sufletele voastre. Nu le pregătiți pieirea printr-o nepăsare de neiertat. Nu vă înșelați cu nădejdii mincinoase. Împăcați-vă cu Dumnezeu cât mai este vreme. Căiți-vă de păcatele care le-ați făcut, spălați-le în harul apelor bisericii și fugiți de păcate. Trăiți în sfințenie, păstrați-vă curați, făcând fapte bune. Și de câte ori vin ispitele asupra voastră, opriți-vă și ziceți: înapoi a mea, Satană! Există iad și chinurile veșnice. Mă tem și vreau să nu mai păcătuiesc. Vreau să slujez lui Dumnezeu ca să fiu al Lui în viața cea de veci. Iată ce mai observăm din Sfânta Evanghelie de astăzi. Duhurile necurate îi făceau fioroși pe îndrăciții aceia, căci nimeni nu se încumeta să treacă prin locurile acelea. Așa se întâmplă și cu unii oameni îndrăciți din cauza beției și ale desfrânărilor și alte patimrele. Vai de casa unde locuiește un bețiv de meserie! De multe ori mi s-a întâmplat să aud cât sunt de violenți, căci aruncă, sparge, rupe tot ce întâlnesc în cale, că ceilalți, soția, copiii sunt nevoiți să fugă, disperați, să sară gardul, porțile și să se ascundă ca de o fiară cumplită. Cred că aproape cu toții ați avut ocazie să auziți. Oare nu sunt aceștia îndrăciți? N-au aceștia pe Duhul cel rău, pe demonul în ei? Demonul acela nu-i fac pe aceștia fioroși, violenți? Duhurile necurate îi țin încătușați în ghearele lor și îi fac foarte îngrozitori, alungându-i prin locuri pustii, adică în locuri cu păcate și unde se simt necurații mai bine. De aceea a reușit Satana să facă multe rele, căci pe femei le-au dezbrăcat de îmbrăcăminte și umblă goale, pe bărbații au dezbrăcat de caracter și au înnebunit, pe unii țin legați în lanțuri pe stadioane, pe alții țin legați în obezi prin cârciumi și bodegi, pe alții îndrăcește făcându-și să-și rupă soția și copiii.
Și așa, cu o cumplită urgie e pe capul multora că trăiesc pe pământ ca în iad. Câte familii nu s-au despărțit, câte soții cu copii n-au plecat, numai din cauza acestui păcat, acestei patimi urâte a beției. Zadarnic au case mari, condiții bune, dacă nu au pace și liniște, nu au mulțumire sufletească pentru că nu l-au pe Dumnezeu în casa lor, în mintea și în gura lor. Sunt căzuți în ghearele satanei, sunt îndrăciți și împătimiți, frământați de tot felul de pofte. De aceea nu pot veni la Sfânta Biserică și nu pot jertfi nici cel mai puțin timp pentru suflet. Când auziți pe cineva că nu poate suferi biserica, pe preoți, rugăciunea și sfințenia din biserică, să știți că acela este necurat, este legat în lanțuri și are obez la picioare. Iată ce spune Sfânta Scriptură despre răutatea demonilor. De când Satana a căzut din cer, de atunci duhul rău a devenit stăpânitorul lumii acesteia. El e pricina căderii oamenilor. Diavolul împiedică planurile bune ale omului. Duhul cel rău ispitește pe om. A îndrăznit și a ispitit chiar și pe Mântuitorul. Demonii împiedică răspândirea Evangheliei. Demonii se prefac în îngeri de lumină. Demonii, duhurile necurate, fură cuvântul lui Dumnezeu din inima omului. De aceea unii nu mai știu nimic când au ajuns acasă. Demonii face ca unii să se lepede de credință. Demonii îndrăcesc și chinuiesc pe oameni. Demonii sunt protivnicii lui Dumnezeu și la tot binele. Ei nu se bazează decât pe răutate. Duhurile necurate sunt mincinoase, răutăcioase, mândre, înșelătoare și ucigașe. Duhurile necurate sunt ca păsările răpitoare. Duhurile necurate seamănă neghina în lume, în grâul unde a semănat Iisus. Duhurile necurate sunt ca leul care răgnește și caută pe cine să înghită. Oamenii pătimași care găsesc plăcere în aceste păcate și patimi sunt prietenii necuratului, sunt slugile duhurilor rele. Sfânta Scriptură spune mai departe că aceștia sunt fiii diavolului care fac voia lui și sunt înșelați și stăpâniți de el. Diavolii ispitesc și prigonesc pe creștini, că de multe ori mai cad și unii din creștini, dar este o mare deosebire între cei credincioși care nu iubesc păcatul și nu se împacă deloc cu el, și între necredincioșii care fac păcatele cu multă plăcere. Toți cei care iubesc păcatele cele de moarte, patimile, beția, curvia, invidia, dușmănia, răutatea, uciderea, sunt prietenii necuratului. Ia să se lase omul de ele și să vadă cum a stricat prietenia cu el, câte rele încep să îi se întâmple. Chiar în biserica noastră am avut câteva cazuri când unii creștini s-au lăsat de rele, au trăit multă vreme necununați și după ce s-au cununat, după ce și-au îndreptat viața, că ei credeau că o să le fie mai bine,
mult mai rău le-au fost, pentru că și Dumnezeu a îngăduit ca să nu cerem întâi cele ce nu ne sunt, ci să ne și ispășim de păcatele făcute. Am avut prietenie cu diavolul. Așa se întâmplă între oameni ca și între animale. O oaie, dacă o bagi într-un noroi, caută în toate părțile să fugă, să scape de acolo. Porumbelul, când se murdărește, aleargă repede la apă și se spală. Nu poate suferi necurățenia. Dar porcul, când ajunge în noroi, se tăvălește și se lăfăiește în el cu plăcere. Aceasta e lumea lui și plăcerea lui, să se tăvălească în mocirlă. Și omul credincios are clipe de cădere și se murdărește câteodată, dar el aleargă repede ca porumbelul să se spele prin pocăință, cu lacrimi, cu spovedanie și să se sfințească prin sfânta împărtășanie. Dar când cade necredinciosul, el se simte bine în mocirlă, în patimi, în păcate. Și nu-i vine să mai plece din ele, să se lase. De aceea se duc la iad într-un număr foarte mare. Spun Sfintele Cărți că unui episcop i s-a arătat un suflet din iad și l-a întrebat: preasfințite, mai sunt oameni pe pământ? Fiindcă el a crezut că toată lumea de pe pământ s-a dus acolo, în temnițele iadului, din cauza mulțimii ce a văzut-o că vine în iad. Deci să căutăm și noi să ne luptăm împotriva duhurilor necurate, ca să n-ajungem în iad, să luăm armele Duhului Sfânt, care ni le recomandă Sfânta Biserică. Dar dacă vrem să biruim, să nu mai bătătorim calea care duce spre iad, să nu mai mergem în locurile unde sunt adunate toate duhurile necurate, să ne însoțim acolo cu ele, să înlăturăm toate cauzele care ne duc la prăpastie, la păcate. Sfânta Evanghelie de astăzi ne mai spune că oamenii din Gadara au venit repede să vadă cele povestite de păzitorii porcilor. Păzitorii porcilor mai închipuie pe acei ticăloși care pârăsc pe cei credincioși, care caută să împiedice pe cei credincioși. Aceștia, cum ai părăsit porcilor, cum te-ai lepădat de unele păcate și te-ai întors la Dumnezeu, încep să bată toba că te-ai pocăit, că te-ai rătăcit, că ai înnebunit, că ți-ai pus țolul în cap, că dacă o ții așa cu biserica și cu credința, nu te mai măriți niciodată. Ei urlă, țipă, se frământă ca niște îndrăciți, dar cei credincioși nici nu-i aud. Ei se bucură că și-au înnecat porcii păcatelor lor prin lacrimile pocăinții și s-au îndreptat și s-au alipit de Stăpânul Hristos. S-au împrietenit cu cerul și cu îngerii. Au devenit adevărați fii ai lui Dumnezeu și ai bisericii. Lumea din Gadara, închipuiește lumea necredincioasă, materialistă, lacomă și avară, unită cu păzitorii porcilor. Lumea și cu păzitorii porcilor alungă pe Domnul Iisus Hristos din ținutul lor. Lumea în care locuiește duhurile necurate nu poate să sufere învățătura Domnului Hristos. Cei ce caută mai în serios să urmeze calea cea adevărată sunt alungați dintre ei, dușmăniți și prigoniți, așa cum a fost și Domnul nostru Iisus Hristos.
Spune Sfânta Evanghelie că toată mulțimea care venise acolo să vadă, l-au rugat pe Domnul Iisus Hristos să plece de la ei, căci îi cuprinsese frică mare. Dar ce fel de frică aveau oamenii aceștia? Cred că o frică ca a unor necredincioși, care atunci când aud tunete și fulgere și trăznind, fac și ei semnul crucii. Și chiar zic și ei cu gura: Doamne, apără-ne, scapă-ne, păzește-ne, Doamne, pe moment. Dar nu recunosc puterea lui Dumnezeu, cât este de mare, și nu vor să se întoarcă la El, să se zmerească și să vină la credință, la biserică, la mântuire. Iată ce rugăciune au făcut oamenii aceștia din Gadara. L-au rugat să plece de la ei, din ținutul lor, că le făcuse pagubă mare Iisus prin moartea porcilor. Așa cum fac și unii creștini, când le merg treburile bine, mai vin pe la biserică, mai cred și se mai apropie să mai aprindă o lumânare, două, măcar la Paști și la Crăciun. Mai fac o rugăciune acasă înaintea icoanelor, o închinăciune, dar dacă dau de o pagubă, sunt în stare să hulească pe Dumnezeu în chipul cel mai barbar. Așa s-a întâmplat cu niște grădinari de prin prejurul Bucureștiului acum câțiva ani. Era timpul când trebuia să culeagă și ei roșiile și celelalte legume din grădinile lor. Își făceau socoteala fiecare că ar fi avut de câștigat sume mari de bani, 50, 60, sute de miuni, de pe urma acestor zarzavaturi. Unii ziceau că își cumpără mașini mici, alții își fac case cu etaj și fel de fel de planuri pământești. Dar tocmai atunci când trebuia să le culeagă, să le ducă la vânzare, le-a bătut Dumnezeu cu grindină, cu piatră mare, așa de mare că n-au mai rămas mai nimic în grădinile lor. Le-a risipit toate planurile lor. Ei, în loc să se zmerească, să ceară iertare și să judece drept, să-și aducă aminte că toate duminicile și sărbătorile lui Dumnezeu le-au muncit în grădinile lor. Atât de răi au fost că și-au scos icoanele din casă în mijlocul curții și le-au dat foc. Iată îndrăciți, iată răutate, îndrăcire din lăcomie. Dumnezeu le-a arătat că fără El nu se poate face nimic. Și chiar dacă ajunge omul într-o stare mai bună pământească, când vrea Dumnezeu îl dărâmă și îl coboară până în fundul iadului. Într-o mare rătăcire și necredință au ajuns și țăranii noștri. Creștinii au părăsit bisericile. Creștinii de pe la țară s-au luat de băuturi, se dușmănesc, se pârâsc, se încaieră și se omoară. S-au luat la întrecere în modă cu orășenii și i-au întrecut de mult. Nu le mai trebuie credința și biserica. Mor îmbătrâniți de zile, nespovediți și neîmpărtășiți. Ei care erau primii pe la țară, care alergau și nu le lipseau biserica duminica. Și ei cred că e de ajuns să te duci numai o dată la biserică, o dată de două ori pe an, să faci o rugăciune. Să nu ne înșelăm, să ne aducem aminte de Sfânta Evanghelie de astăzi, care ne spune că și dracii s-au rugat.
rugăciuni de acestea, cum mai zic unii, că mai bine se roagă el acasă, nu sunt primite, nu sunt primite la Dumnezeu rugăciunile lor. Așa cum zice și Domnul Hristos, că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Acela care face voia Tatălui meu. Cei mai mulți din creștinii noștri și-au făcut și ei un drum al lor greșit. De aceea pe foarte mulți nu-i scoți din ideile lor. Creștinii mai la început se cunoșteau care erau creștini. Acum nu se mai cunosc creștini adevărați dintre cei lepădați, fiindcă fac aceleași păcate păgânești vrednice de condamnat. De aceea pe patul morții, când ajungeau cei credincioși, spovediți și împărtășiți, veneau în întâmpinarea lor sfinții îngeri. La început, Domnul Hristos apărea și câte cineva din sfinții, din patronii lor, și se bucurau și mureau ușor cu zâmbetul pe buze, își dădeau sufletul ușor în mâinile lui Dumnezeu. Nu cum aud acum despre unele cazuri care pe patul morții răgnesc cât le ține gura și spun fel de fel de cuvinte de se îngrozesc cei din prejur. Cum a văzut una care toată viața a disprețuit biserica și credința și râdea de cei credincioși. Când să iasă sufletul, s-a umplut casa de duhuri necurate. Ea a început să țipe îngrozitor și să spună că a venit să o ia. Când a auzit lumea care se adunase acolo, că era casa plină de lume, a fugit lumea de frică. Acest lucru s-a întâmplat acum de curând, să știți. A rămas doar bărbatul și o persoană mai tare în credință, care mi-a povestit și mie. În ultimele clipe striga la bărbat zicând, ține Nicule patul, ține patul că a venit să mă ia. Grozave sunt clipele morții la cei necredincioși, dar mai grozave sunt chinurile iadului care așteaptă sufletul nepregătit. Să ne trezim, frați creștini, să ne trezim până nu e prea târziu, cât mai putem face ceva pentru suflet. Și să vă rugați la Dumnezeu să nu vă ia mila aceasta, care o aveți acum, Sfânta Biserică aceasta, care vă hrănește și vă încălzește și vă lămurește în aceste probleme grele. Să ne trezim, căci fiecare vom răspunde de faptele noastre. Să facem numai bine pe lumea aceasta, aproapelui nostru, în orice fel de faptă bună. Să fim blânzi, fără de răutate, fără vicleșug. Să fim plini de milă și de ajutorare către toți, ca să semănăm și noi cu sfinții care s-au mântuit și cu adevărații creștini, căci ei, creștini adevărați, nu știau cum să facă mai bine unii altora. Nu să se pârască, să se dușmănească, sau cum sunt cei mai mulți, nu știu cum să facă mai rău altora, cum să-i vadă la mai rău. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru cel prea bun și milostiv, cu adâncă recunoștință pentru toate binefacerile tale, îți mulțumim că ne-ai tămăduit sufletul de vrăjmașii noștri demoni. Îți mulțumim pentru harul tău care l-ai revărsat din belșug peste noi toți și astăzi.
Tămăduiește, Doamne, pe toți cei ce n-au ajuns să te cunoască până în clipele acestea. Alungă toate duhurile necurate, înneacă toți porcii păcatelor și fă-ne pe toți ca să te slăvim cu o inimă și cu un gând pe tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Să trăim!